Relația cu Lucescu după la club, cum a fost după aia? Una normală. Una Normal. Normală, pentru că, cum să spun, chiar dacă, să zic așa, eram deja un jucător consacrat la Dinamo, eu niciodată, adică cel puțin așa am fost educați cei din generația noastră. Ce spunea antrenorul era cam sfânt, nu prea. Aha. Mai cereai explicații, mai băteai un apropo așa în glumă, dar mai mult de atâta nu îți permiteai să faci, mai ales că era vorba de Mircea Lucescu. În campionat între timp, la început nu am jucat, după aceea intram, jucam. A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Repet, chiar dacă relația dintre mine și Nea Mircea n-a fost încordată și n-au nu era încordată, adică nu aveți o animozitate față de el, că nu vă bagă, că nu v-a chemat. Eram supărat, am avut o perioadă destul de dificilă. Dar el simțea că este supărat, probabil. Da. A fost o perioadă dificilă. E posibil să fi fost discuții pe care le aveați în vestiar și care ajungeau la el și asta să-l fi determinat? E posibil. Că probabil că erați nemulțumit și mai vorbeați în stânga, în dreapta, în vestiar și să fi ajuns la el posibil, înapoi. E posibil, dar nu știu cât de mult putea conta lucrul ăsta, că e greu să-mi dau seama. Da. E greu să-mi dau seama. Cert este că totuși am mai rezistat de când a venit Nea Mircea 3 ani. Tu ai spus că Dinamo nu s-a mai calificat, dar atunci s-a început transformarea. Da. Au venit foarte mulți jucători noi. Nea Mircea a venit după o perioadă în care fusese Duțu Cernăianu. Uh-huh. Terminasem pe locul 5 ceva, parcă mi-aduc eu bine aminte. Și pentru Dinamo, la vremea respectivă, terminăm pe locul 5. Da? Și începuseră deja transformarea. Au venit jucători noi, au venit și echipa deja... Se reconstruia. Da, și în 89 am fost ultimii trei. A început, a plecat Ion Marin, după aia au plecat și ăsta și Augustin, Dragnea s-a dus la Moreni și cam ultimii trei din generația noastră, cea din anii 80, 81, 84, am fost eu cu Țețe Moraru și cu Sandu Nicolae, care în vara 89 ne-au dat la Victoria. Cel care lasă mingea cumva să treacă prin el la golul lui Viali cu Sampdoria la 1. Da. A fost pentru mine faptul că din 86 până în 89 am jucat destul de puțin și a fost și relația care a fost. Da, erau anii cei mai importanți ai carierei dumneavoastră. Ăia a fost, pe mine m-a afectat foarte mult. Asta e, dar aveam ce să fac. Dar nu putea să plecați? Nu, nici o casă. N-ați fi vrut? Nu, că nu, una că am fost orgolios și nu vreau să cedez. Deci era totuși un război al orgolilor acolo. Nici nu mi-a spus cineva că trebuie să pleci, să te duci la altă echipă. Nu mi-a spus decât în vara la 89 și atunci în vara la 89 chiar a ieșit un scandal pentru că s-a început pregătirea și eu nu știam nimic. Eu eram la pregătire la Dinamo și a venit că președintele care era pe vremea respectivă la Victoria, Nea Radu Matei, vicepreședinte de fapt, la un antrenament, după un antrenament la Dinamo și spui, hai că trebuie să mergi dincolo la Victoria. Și am rămas surprins, dai seama cum m-am enervat rău și m-am dus sus la club, era Mureșan vicepreședinte și era președintele secției de fotbal și l-am luat pe ăla, bă, Mureșan, chiar așa ne-ați avut curaj să mă chemați sau să veniți acolo să-mi spuneți că deja eu sunt trimis dincolo și n-am vrut să mă duc la Victoria. Și a ieșit scandal, am ajuns pe la minister. Serios? Da. A fost asta de 89 a fost cam... Aveați 28, 20 și... Aveam 30 de ani în 89. 30 de ani, da. A fost o perioadă cam de 2 ani și pus așa cap la cap, destul de dificilă pentru mine. Aveam, de exemplu, aveam jocuri când după mergeam acasă și de nervi și am avut o situație tensionată, nici nu puteam să țin lingura în mână la ciorbă. Serios? Da, am avut și am și acum o fire de asta. Erați afectat? Eram afectat, da. Am fost afectat perioadă, chiar dacă nu arătam, nu explodam. Nu vă exteriorizați, dar le țineam. Dar în interior am fost... Am mai avut o șansă, pentru că totuși, am jucat destul de mult. N-am jucat cât jucam în anii precedenți. Da. Am avut an din 34 de etape, eu am jucat 30. Uh-huh. Și bara a suspendat, luam cartonaș și s-a întâmplat. Bă, o gleznă, bă, un lucru de asta minor și stăteam o etapă sau două. Și nu. Uh-huh. După aceea, din 86 încolo, am jucat deja din ce în ce mai puțin și nu eram obișnuit cu lucrul ăsta. Mi-era greu să accept treaba asta, mai ales că eram o formă. Nu? Uh-huh. Și au fost situații, spre exemplu, în timpul jocului, când lucrurile nu decurgeau așa cum trebuia la vremea respectivă pentru echipă. Și începea tribuna să vă ceară. Da. Și atunci
Nea Mircea spunea, Pit, dă-i drumul la încălzire. Cum, cum? Pit, Pit, așa îmi zicea. Pit? Da, era de... Piticu. Ah, da, da, Pit. Da. Mie și lui Mateo. Aha. Mateo, care era omul care venise, da, era adus da, ca da, să vă ia locul da, cumva. Da, și poate că și faptul că simțeam că am tribuna aproape de mine, suportere, și m-a făcut să nu cedesc și să nu, sau mai bine să nu răbufnesc. Pentru că a fost o perioadă grea pentru mine atunci. Da, asta este.